Poliția locală a împărțit astăzi peste 50 de pachete copiilor care locuiesc în centrele de GSPC Gorj. Polițiștii locali din Târgu Jiu au venit încărcați cu daruri pentru acești copii mai puțin norocoși. Copiii cu nevoi speciale din Târgu Jiu au fost încântați la vederea cadourilor aduse de polițiștii locali. În schimbul acestor daruri, micuții au recitat câteva poezii. Banii pentru darurile micuților au fost strânși din buzunarul angajaților instituției. Angajații poliției au spus că și-au propus ca aceste acțiuni caritabile să poată deveni un obicei an de an. Poliția locală a municipiului Târgu Jiu continuă să se implice în astfel de acțiuni. Astăzi ne-am deplasat în centrele aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Am oferit 50 de pachete cu dulciuri copiilor aflați greu încercați de soartă. Sper că le-am adus un zâmbet pe chipul lor. Și continuăm să ne implicăm în astfel de acțiuni. Promitem că nu ne vom opri aici. La vederea pungilor pline cu dulciuri, micuții au fost foarte bucuroși, dar și nerăbdători să vadă tot ce au primit.